Și astăzi vreau să vă vorbesc despre credință. O credință care rămâne. O credință cu care poți să faci lucruri, care durează, care nu se oprește. Nu e o credință de primă mână. Câți dintre voi ați început lucruri în forță și apoi pe parcurs le-ați abandonat într-un mod glorios, ca să zic așa? Cititul unei cărți. Ai început în forță, ai citit câteva capitole și apoi ai abandonat acolo pe raft. Ai vreo 3 sau 4 cărți începute, nu le-ai mai terminat de anul trecut. Un serial poate, ai început să te uiți la el. Ăsta dacă l-abandonezi nu e niciun păcat, nu e nicio problemă. Dar cititul Bibliei, ai început și ai zis, mă, anul ăsta vreau să citesc toată Biblia. Și ai început încă o dată, ani și pe a mea oară, da? Și ai ajuns acolo în Numeri, în Deuteronom și când a început acolo în șirurile de nume și de date și de oameni, ai zis, ispită. Nu vedeți voi, mulți dintre noi începem în felul ăsta, începem ceva entuziasmați și ajungem să abandonăm lucrul respectiv. Și astăzi vreau să vă citesc povestea unui om de felul acesta, care începe în forță și apoi se scufundă în problemele lui. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu, aveți și pe ecrane, Matei capitolul 14 de la versetul 22, citim, din noua traducere citesc, Matei 14 de la versetul 22, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Imediat după aceea, Iisus i-a zorit pe ucenici să se urce în barcă și să treacă înaintea lui de partea cealaltă a mării, în timp ce el va lăsa mulțimile să plece. După ce a lăsat mulțimile să plece, Iisus s-a urcat pe munte, doar el singur ca să se roage. Se înserase, iar el era singur acolo. Barca se îndepărtase deja la mai multe stadii de țărm și era lovită de valuri pentru că vântul le era împotrivă. În a patra strajă a nopții, Iisus a venit spre ei umblând pe mare. Când ucenicii l-au văzut umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o stafie, și au țipat de frică, dar Iisus le-a vorbit imediat și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Petru, răspunzându-i, a zis, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Iisus i-a zis, vino. Petru a coborât din barcă și a început să umble pe ape și să vină la Iisus. Dar când a văzut că vântul este puternic, i s-a făcut frică și fiindcă începea să se scufunde, a strigat zicând, Doamne, salvează-mă! Iisus a întins imediat mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? După ce s-a urcat în barcă, vântul a încetat. Cei din barcă i s-au închinat zicând, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Petru e un om foarte asemănător cu fiecare dintre noi. Un om cu inimă mare, un om cu gură mare, ar putea să spună alții, care vorbește și promite multe și apoi nu se poate ține de lucruri. Visează la lucruri extraordinare, dar se împotmolește de lucrurile mici din fața lui. Vă aduceți aminte când Iisus spune, toți vă veți lepăta de mine? Și el a zis, Doamne, ăștia poate, eu niciodată. Iisus se uită la el și spune, Petru, noaptea asta, în noaptea asta, nu va cânta cocoșul și te vei lepăda de mine de 3 ori. Și așa s-a întâmplat. Petru e omul ăsta care promite multe, care face lucruri extraordinare, dar apoi parcă se împiedică în propria lui teologie. În Fapte, capitolul 2, în ziua 50.000, când Duhul Sfânt vine peste el și el se ridică și predică înaintea mulțimilor, 3.000 de oameni, spune Biblia, că se întorc la Evanghelie. Un lucru extraordinar. Și în mesajul ăla, dacă îl citiți, el vorbește în mesajul ăla că Evanghelia nu a venit doar pentru iudei, a venit pentru toți oamenii, pentru neamuri. Și acolo, în acea adunare, erau oameni de tot felul. Ne spune chiar Biblia. Dar apoi, mai târziu, când cuvântul lui Dumnezeu îl trimite la neamuri, are o luptă așa cu Dumnezeu și zice, Doamne, cum să mă duc la ăștia? Cu ăștia necurați. Nu pot să mă duc la ei. Același Petru, care la început se roagă și propovădește mulțimilor și neamurilor, zice, acum ați mai sfânt, e altfel. În pasajul de astăzi îl vedem că pornește plin de curaj și spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. E singurul din barcă care spune asta. Dar tot el are acea dublă personalitate în el, care apoi îl face să se scufunde și să se prinde frică să strige după ajutor. Acest text, această furtună din viața ucenicilor și povestea asta se întâmplă imediat după ce are loc înmulțirea pâinilor și a peștilor. Atunci când Iisus satură 5.000 de bărbați, da, probabil erau acolo undeva la 15.000 de oameni,
Iisus îi trimite imediat pe ucenici de partea cealaltă a mării. Și fiți atenți că vreau să vă citesc din nou versetul acesta. De la 22 spune, imediat după aceea, Iisus i-a zorit pe ucenici să se urce în barcă și să treacă înaintea lui de partea cealaltă a mării, în timp ce el va lăsa mulțimile să plece. M-am gândit, de ce i-a trimis Iisus pe ucenici de partea cealaltă a mării? Nu știa Iisus că vine furtună? De ce i-a lăsat să meargă singuri? De ce nu s-a urcat și el în barcă? Putea să zică, stați-mă un pic aici, mulțimilor, ați mâncat bine? La corturile tale, Izraele, știți versetul ăsta? Toată lumea pleacă acasă, noi avem treabă. Și pleca împreună cu ei. Nu, el a vrut să meargă într-un loc singur să se roage, dar în același timp vrea să testeze și credința ucenicilor. Pentru că cu gura lui Iisus le spune, mergeți și ne vedem pe partea cealaltă a mării. Când Iisus îți spune ceva, ar fi bine să crezi ceea ce spune Iisus. Amin? Poate că va fi o furtună în viața ta, dar dacă El îți promite că vei ajunge în partea cealaltă, vei ajunge în partea cealaltă. Poate nu vei ajunge uscat. Vei ajunge cu hainele ude. Poate vei ajunge lovit de valuri în stânga și în dreapta și poate chiar cu anumite răni superficiale. Dar vei ajunge acolo unde El îți spune că vei ajunge. Amin? Și interesant că Iisus este Cel care îi trimite pe ucenici voit în furtună. Știe ce se întâmplă, îi trimite acolo. Și poate ați auzit expresia asta, că cel mai sigur loc unde poți să fii este în voia lui Dumnezeu. Ați auzit cuvintele astea? Dar vedeți voi că uneori voia lui Dumnezeu e să fii în furtună. Te-ai gândit vreodată la asta? Iisus este Cel care îi trimite acolo. Voia lui Dumnezeu nu e întotdeauna pace și liniște și o plimbare frumoasă în parc. O viață liniștită, fără nicio îngrijorare, cu bani îndeajuns să-ți plătești toate cheltuielile și să-ți faci și niște figuri, dacă se poate, niște drumuri la Cluj, la mall, niște cumpărături, frigiderul să fie plin. Poate Dumnezeu vrea altceva când se referă la pace și la siguranță și să stai în voia Lui. Când furtunile apar în viața ta, nu înseamnă neapărat că nu ești în voia Lui Dumnezeu. Gândește-te la asta. Unele furtuni fac parte din voia Lui Dumnezeu pentru viața noastră. El vrea ca noi să creștem în credința noastră, să facem lucruri pe care nu le-am mai făcut până atunci. Cel mai mare lucru pe care Dumnezeu vrea să-l înveți cât timp ești aici jos pe pământ în viața ta, cel mai important lucru aici jos pe pământ e acesta, să înveți să te încrezi în El. Să trăiești având credința că El este îndeajuns. Că El este bun, că El este suficient, că promisiunile Lui sunt da și amin, că ceea ce are El pentru tine sunt planuri bune. Și ascultă-mă, credința asta în Dumnezeu te va face să umbli drept prin furtună, să treci prin probleme și nu neapărat pe lângă ele. Pentru că uneori Dumnezeu conduce viața noastră în așa mod încât trecem prin probleme. Sunt atâtea lucruri în care nu visezi să ajungi cu viața ta. Și Dumnezeu te aduce acolo și zici, Doamne, de ce eu? Doamne, de ce mie? Dar uite ce zice Isaia 43, versetul 2 și 3, spune așa, când vei trece prin ape, voi fi cu tine. Când vei trece prin râuri, ele nu te vor neca. Iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars și flacăra nu te va mistui, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Când vei trece, nu spune, bă, uneori, nu știu, nu, parcă autorul se așteaptă ca noi să trecem pe acolo. Și nu treci, fiți atenți, treci prin ape, nu în jurul lor, nu pe pod, pe deasupra, prin apă. Treci prin râuri, nu peste ele. Treci prin foc, nu pe lângă foc. E foarte interesant. Versetul ăsta cum descrie o viață de credincios, autentic. Să fii credincios și ucenic al lui Dumnezeu nu înseamnă că nu vei experimenta furtuni, nu vei experimenta probleme. Însă dacă ești credincios, autentic și ai credință în Dumnezeu, vei putea să treci drept prin acele probleme. Nu vei cădea jos la pământ, ele nu te vor nimici, nu te vor distruge, pentru că tu știi că Cel care este în tine este mai mare decât Cel care este în lume. Nimeni nu te poate birui atunci când El este de partea ta. Credința te va ajuta să treci prin dificultăți. Și nu pe lângă ele. Nu uita de lucrul ăsta. Credința te va ajuta să treci prin acele lucruri. Matei 14:25, revin la textul nostru care spune așa, în a patra strajă a nopții, Iisus a venit spre ei umblând pe mare. Când ucenicii l-au văzut, au strigat, este o stafie, au țipat plin de frică, dar Iisus le-a vorbit și a zis, îndrăzniți,
Eu sunt, nu vă temeți. A patra strajă din noapte înseamnă undeva ora 4 dimineața. Interesant este că în text ni se spune că furtuna a început imediat cum ei s-au îndepărtat cu barca de la țăr. Cu alte cuvinte, Iisus nu a mers imediat la ei ce a început furtuna. Ucenicii ăștia s-au luptat cu valurile și cu furtuna câteva ore bune. Ore bune, nu minute. Uneori e greu să te lupți în apă câteva minute ca să supraviețuiești. Și Iisus e acolo sus pe munte, se roagă și ucenicii ăștia sunt în mijlocul furtunii câteva ore bune luptându-se cu valurile. Îi lasă, nu știu exact câte ore, dar câteva ore bune îi lasă și apoi vine la ei. Dacă citiți același text din Marcu, capitolul 6, e aceeași descriere, doar că aici autorul ne spune că Iisus, când a venit la ei pe mare, părea că trece pe lângă ei, nici măcar că nu vine la ei, ceea ce mi se pare wow. Iisus, ne luptăm cu valurile de vreo 4-5 ore aici, în apă, da? Nu mai știm de noi, probabil mai mult, 6 ore, și îl vedem pe el umblând, pe el, și sperăm că nu știm, Iisus, e o fantomă, ce e aici, cine umblă pe ape, pe furtună? Și apoi îl vedem că trece pe lângă noi, nici măcar nu ne bagă seamă. Iisus, suntem aici, nu vezi că avem nevoie de tine? Și m-am gândit, oamenii ăștia plini de frică strigă spre Dumnezeu. Important să știi să strigi spre Dumnezeu. Oricum ai striga către El, e bine. Mă auzi? Unii spun, nu striga către Dumnezeu numai când ai credință. Nu, eu spun, când fac referire la acest text și în alte texte din Biblie, strigă către Dumnezeu oriunde fii. În groapă, pe vârf de munte. În zona aia unde ești plin de credință sau vii ca omul la care spui, Doamne, ajută-ne credințe mele. Doamne, aș vrea să cred, dar chiar nu pot. Ajută-mă Tu, dă-mi Tu credința aia ca să se întâmple minunea în viața mea. Strigă către Dumnezeu pentru că e cel mai bun loc unde poți să strigi. Și îl văd pe Petru care îi răspunde lui Iisus și spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Interesant este că Iisus nu rezolvă problema ucenicilor. Iisus, Biblia nu ne spune că a venit Iisus la ei pe apă și furtuna s-a potolit și s-a liniștit. Nu. Nu spune nimic textul. Probabil valurile erau la fel de mari. De asta i-a fost și frică la Petru mai târziu. Da? Furtuna era acolo. Iisus nu vine și zice, ok, totul s-a liniștit, am venit eu, bun, ați văzut, nu vă descurcați fără mine. Încă o dată am venit și am rezolvat problema. Nu asta e atitudinea lui Iisus. Iisus vrea să-i învețe ceva pe acești ucenici. Și Petru spune, poruncește-mi, dacă ești tu cu adevărat, poruncește-mi să vin la tine. Iisus se uită la Petru și spune, Petru, vino. Acum, vreau să ne oprim un pic aici și să înțelegeți un lucru. Atunci când ești în dificultate, atunci când ai probleme în viața ta, poate e timpul să nu-i mai ceri lui Dumnezeu să rezolve problemele din viața ta și să-L întrebi care-i porunca Lui pentru tine. Pentru că de multe ori poate suntem asemenea ucenicilor. O venit Iisus, Doamne, rezolvă furtuna din viața mea. Dar Iisus are altceva pentru tine. Iisus vrea să te vadă umblând pe valurile acelea înspumate și furioase. Iisus vrea să te vadă pe tine că mergi la un alt nivel, pentru că ești împreună cu El și poți să faci asta. Și nu-i nimic rău să-i ceri lui Dumnezeu să rezolve problemele în viața ta. Dar mai întâi, cere lui Dumnezeu să-ți vorbească ceva personal ție. Care-i cuvântul pentru mine? Doamne, sunt în mijlocul furtunii. Ai ceva să-mi spui, să mă înveți aici în mijlocul furtunii? Poate e timpul ca și tu să pășești pe ape, asemenea lui Petru. Petru trece peste marginea bărcii și începe să pășească pe ape. Și mă gândesc, cum o fi arătat Petru ăsta? Care o călcat pe apă și o mai făcut un pas. Și o mai făcut un pas și... Wow! Nu mai zic de ucenicii din barcă care... Și aș vrea și eu să fiu în locul lui. Dar apoi, Biblia ne spune că Petru a început să se uite în jur. Și a văzut valurile mari, a văzut vântul puternic, a văzut lucrurile care erau acolo, ca și înainte. Și a început să-i facă frică. Și uite ce spune Biblia, versetul 30. Dar când a văzut că vântul este puternic, i s-a făcut frică. Și fiindcă începea să se scufunde, odată cu frică a început și să se scufunde, a strigat zicând, Doamne, salvează-mă! Cu toată inima lui și cu toată puterea lui. Îmi place rugăciunea asta, strigă tot asta lui Petru.
Uneori e bine să ai rugăciunile astea lungi înainte lui Dumnezeu, da? Uneori e timpul să stai în prezența Lui și să ai un moment așa de apropiere și de intimitate cu Dumnezeu și să asculți din partea Lui și să vorbești și să vezi ce vrea să te învețe. Și bune, gândiți-vă la rugăciunea lui Iisus din grădina Ghețiman, când se roagă pentru ucenici, pentru ceea ce va rămâne în spate, pentru momentul care urmează, crucea, suferințele Lui. Dar e un moment intens în care se roagă o rugăciune lungă. Dar uneori e nevoie de o rugăciune în asta scurtă înainte lui Dumnezeu, așa-i? Doamne, salvează-mă și Dumnezeu te ascultă. Asta e minunea Lui. Strigă către Dumnezeu. E cel mai bun lucru pe care poți să-L faci cu viața ta. Să strigi către El. Iisus a întins imediat mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Ce învățăm din acest pasaj? Lecția care învățăm de aici nu e că trebuie să mergem toți să umblăm pe ape. Să mergem să începem antrenament. La piscină, acum e prea fric să mergi la Bela, da? La piscină, da? Nu mergem la Mureș, nu mergem că e... Da, o piscină aia încălzită, merge toți și ne antrenăm. Casa Tâmplarului iasă la antrenament. Pe ape, că am văzut că se poate. Nu, nu despre asta e vorba. Nu-l văd pe Pavel, atunci când are naufragiul acolo pe barcă, nu-l vedem, barca se scufundă și el zice: băi, știu eu pe Petru care umbla pe ape, băi, eu am, băieți, v-am lăsat, și se dă jos din barcă și începe să fugă pe ape spre țărm. Nu-l vezi, nu? O rămas acolo. Deci nu despre asta e vorba, să umblăm pe ape. Atunci despre ce e vorba? E vorba despre lucrul ăsta, simplu. Noi trebuie să învățăm să continuăm, să avem aceeași credință cu care începem. O credință care rămâne, să rămânem tari în credința aia de la început, să nu ne-o pierdem pe parcurs, ca și Petru. După câțiva pași în credință, pentru că au avut credință să iasă din barcă, ai nevoie de credință să pășești peste marginea apei, peste marginea bărcii, să pășești pe ape. Ai nevoie de credință, dar ai nevoie de o credință care rămâne, pentru că dacă credința asta nu rămâne, vei ajunge să te scufunzi. Așa că primul punct al mesajului meu pentru astăzi este acesta: credința de la început nu este de ajuns. Avem nevoie de o credință care rămâne. Credința ta de la început, când ai crezut în El, nu-i îndeajuns. Ai nevoie astăzi încă de o credință funcțională care să te ducă mai departe. Ai nevoie astăzi de o relație cu Dumnezeu activă și vie. Un Dumnezeu care să-ți vorbească astăzi, un Dumnezeu care să facă minuni astăzi, mă auzi? Nu vorbim doar de Dumnezeul părinților noștri, Dumnezeul care făcea minuni, vă aduceți aminte de seriile alea, de stăruință, că se făceau minuni, când mergeam la Hiria, la proroci și Domnul vorbea cu putere, vă aduceți aminte? E bine să-ți aduci aminte, dar e bine să aduci pe acel Dumnezeu în realitatea zilelor noastre. Puterea Duhului Sfânt e aceeași, azi, ieri și în veci, da? E același Dumnezeu. Așa că am nevoie de o credință vie care rămâne. Credința de la început nu e îndeajuns. Îmi place aici că Iisus se uită la el și spune: puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Și când îi spune asta, Iisus nu se referă că nu ai avut o credință destul de mare. Ai avut o credință mică, puțin credinciosule. Puțin ăsta credinciosule nu înseamnă cât de mare a fost credința lui. Înseamnă cât de lungă sau de scurtă, ca durată în timp, a fost credința lui. Practic îi spune: Petru, de ce n-ai perseverat în credința ta de la început? Puțin credinciosule, de ce nu ai rămas în aceeași credință cu care ai început călătoria spre mine, când ai pășit peste marginea bărcii? Credința lui a fost puternică ca să ajungi să umbli pe ape, ca și Iisus, dar nu a rămas în credința asta. Și asta e o problemă. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în seara asta: vom găsi credință, o credință care rămâne în același loc unde am găsit credința încă de la început. Vei găsi credința asta care rămâne în același loc în care ai găsit-o la început. Știți care e locul ăsta? În Iisus. Pentru că Petru, atunci când a început să pășească pe ape, a vorbit cu Iisus, s-a uitat la Iisus. Și atunci când rămâi în conectare cu Iisus, vei avea credință. O credință care perseverează, care merge mai departe. Când vei începe să te uiți la lucrurile din jurul tău, lucrurile încep să se schimbe, să ai probleme. Unde a găsit Petru credința de la început? Ce face el încă de la început? Fiți atenți. În primul rând, privește la Iisus. Dar Iisus le-a vorbit imediat zicând: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. În greacă, eu sunt acesta este ego eimi. Probabil pe 99% dintre voi nu vă interesează ego eimi din greacă, dar ăsta e numele lui Dumnezeu care înseamnă eu sunt.
Când Iisus spune, îi spune lui Petru, Petru, eu sunt, de fapt le spune tuturor ucenicilor, dar Petru parcă aude cel mai bine. Spune, hei, eu sunt, cel care umblă pe ape, eu sunt. Eu sunt Jehova, ăla de la crearea lumii, ăla care a vorbit în tufișul din flăcăr lui Moise. Eu sunt același care astăzi umblu pe ape. Și când Petru înțelege asta, că marele eu sunt, îl cheamă la el, nu-l mai sperie valurile, nu-l mai interesează de ucenicii ăștia din spatele lui, care probabil cârcoteau și zicea, băi, dar de ce nu se oprește furtuna dacă a venit Iisus? Sau, cum adică să mergem la el? Nu merge, nu mai tu te duce, mă, nu ești bine. Probabil a fost care i-a spus, Iuda, sigur. Vedeți voi, Petru numai, nu pentru că eu sunt, i-a vorbit și l-a chemat. Așa că Petru lasă totul în spate și ascultă de el și merge mai departe. Al doilea lucru, pe lângă faptul că privește pe Iisus, ascultă de Iisus. Același lucru trebuie să-l faci tu. Vrei o credință care perseverează, o credință care durează, o credință care nu se schimbe și se pierde în timp? Atunci trebuie odată să te uiți la Iisus și în al doilea lucru să asculți de Iisus. Când Iisus îți spune ceva, Iisus îți spune, vino, Petru ascultă. Când ție cuvântul lui Dumnezeu spune ceva, ar fi bine să asculți. Ce vreau să spun cu asta? Poate Dumnezeu îți va spune, iartă pe acea persoană. Încă o dată, Doamne, dar nu să mai schimbă omul ăsta. Doamne, dar m-a rugat să-l schimb, să nu mai greșească atâta și să nu mă mai... Și Dumnezeu spune, iartă-l, iubește-l. Doamne, tot eu. Doamne, cere-ți tu iertare. Asta e prea de tot. Doamne, dar chiar așa, ajută-l pe... Iară eu. Doamne, dar nu-ți bancă. Cum adică? Numai eu. Ce zic eu aici? Bancă de caritate. Toată lumea vine la mine să-mi ceară lucruri. Nu mai vreau să mă ajut pe nimeni. Nu, nu, nu. Când Dumnezeu îți spune să faci ceva, când marele eu sunt, creatorul, te cheamă pe nume și spune, fă asta, ar fi bine să asculți de el. Pentru că prin asta tu dovedești că ai credință. Prin asta tu mai faci încă un pas pe ape. Asemenea lui Petru. Ai o călătorie extraordinară cu Dumnezeu. Îmi place că acest om, Petru, nu se concentrează pe ce va păși, pe apă, ci se concentrează spre cine va păși. Problema lui nu e mai deja natura lucrului pe care pășesc, că e apă, că e solidă, că e lichidă, că e furtună, că e spumă, nu mă interesează. Pentru că marele eu sunt m-a chemat, eu știu că el poate. Dacă el poate, atunci pot și eu, pentru că el este de partea mea. Și povestea aceasta nu este despre marele Petru care a umblat pe ape, ci este despre Petru care umblă pe promisiunile lui Dumnezeu. Prinde chestia asta. Nu-i despre Petru care stă pe valuri, ci este despre Petru care stă pe caracterul lui Hristos. Și Matei 14:30 spune, când a văzut vântul puternic, i s-a făcut frică, s-a scufundat, a strigat, Doamne, salvează-mă! Vreau să spun aici un lucru. E foarte important să te concentrezi pe cuvânt, pe Iisus. Și atunci vei umbla pe ape. Concentrează-te pe valuri și te vei scufunda în fricile tale. Mai spun o dată, e foarte important să înveți să te concentrezi pe Iisus, pe cuvânt. Și atunci în viața ta vei putea să umbli pe valuri, asemenea lui Petru. Însă dacă te vei concentra doar la valuri, la problemele vieții, la îngrijorările din jur, la faptul că roborul crește și că, nu știu, banii vor mai veni, pensiile întârzie, mai știu eu ce se întâmplă, guvernanța ăștia mai dau câte o lege, nu știu cum. Dacă ne uităm doar la lucrurile din jur, ascultă-mă, ne vom scufunda în fricile noastre. Practic nu arătăm că noi stăm pe stânca numită Iisus Hristos. Din nou spun, povestea aceasta nu este despre cât de mare credința lui Petru sau despre mica lui credință care îl face să se scufunde. Povestea asta este despre măreția dragostei și a harului lui Dumnezeu. Povestea asta este despre ceea ce Dumnezeu a făcut într-un mod extraordinar. Și Marcu, fiți atenți, Marcu a fost omul ajutorului Petru. Practic, Evanghelia după Marcu este scrisă prin ochii lui Petru. Petru este cel care povestește lui Marcu toate acele lucruri și Marcu le scrie jos. Și Marcu când povestește despre acest episod, când Iisus umblă pe ape, el nu spune nimic despre faptul că Petru a ieșit din barcă și a umblat. Ca și cum lui Petru peste ani, când i-a povestit lui Marcu despre seara aceea de pomină, i-ar fi fost cumva rușine să-i spună ucenicului lui, bă, dar știi că
Atunci când a fost furtună și a venit Iisus pe ape, eu am fost singurul din barcă care am zis, Doamne, dacă ești Tu, cheamă-mă la Tine. Și Iisus m-a chemat și a făcut câțiva pași. Câțiva, nu mulți. Nu îi spune nimic. Marcu nu scrie despre faptul, dacă citiți în Marcu 6, vedeți că nu scrie nimic despre Petru umblând pe ape. Și m-am gândit, oare ăsta să fie motivul? Sau Petru a înțeles altceva din toată povestea asta? Că seara aceea nu a fost despre faptul că Petru a umblat pe ape, ci seara aceea a fost despre faptul că Iisus Hristos a fost acolo ajutorul potrivit în mijlocul furtunii. Și despre asta era vorba. Și m-am gândit, ce tare e chestia asta. Povestea asta nu e despre credința lui Petru, ci despre credincioșia lui Iisus. Nu uita chestia asta. Nu e cât de mare și de tare a fost Petru, cât de credincios a fost el, că a ascultat când l-a chemat Iisus și a ieșit și a umblat. Nu. E vorba despre credincioșia lui Iisus care a fost acolo, ca să-l ridice pe ăla care cade. Omul care a ascultat și care a mers până la un punct în credință, dar apoi la un moment dat s-a scufundat în îngrijorările și în fricile lui. Vreau să înțelegi că Iisus este întotdeauna aproape și este un loc bun să zici amin. Când strigi spre El, promisiunea Lui că El te ascultă. Și chiar atunci când nu ai cea mai mare credință, Dumnezeu este aproape, gata să te prindă de mână, gata să te ridice, gata să te susțină deasupra valurilor. Așa că atunci când îndoiala și îngrijorarea vine în viața ta, e momentul să te uiți la El. Cineva a spus așa, în povestea asta, poate că Petru a eșuat să facă ce trebuia să facă, dar Iisus a reușit să demonstreze exact ce dorea să demonstreze. Poate că lui Petru nu i-a ieșit faptul să umble pe ape. Nu i-a ieșit. Dar Iisus a demonstrat exact ce trebuia să ne demonstreze și lor ucenicilor în acea vreme și nouă astăzi când citim Cuvântul lui Dumnezeu această istorisire. Știți ce a demonstrat Iisus? Că El e întotdeauna acolo, că El este întotdeauna credincios. Amin. Gândește-te la cruce. Gândește-te la ce a făcut Iisus pentru noi. Și Iisus nu doar că a venit la noi în furtună. Iisus a luat furtuna mâniei lui Dumnezeu asupra lui acolo la cruce. Iisus nu doar că a umblat și a călcat peste valuri la un moment dat. Iisus a călcat peste păcat și peste moarte odată cu învierea lui. Iisus nu doar că s-a ridicat deasupra valurilor. El ne-a dat astăzi puterea învierii și ne dă astăzi Duhul Sfânt care să ne ridice, să ne călăuzească, să ne ducă în prezența lui Dumnezeu. Ascultă-mă, Dumnezeu vrea ca tu să te încrezi în El. Și nu doar cu o credință din asta așa mare și tare, de asta de început, începem în forță și apoi ne liniștim brusc. Nu. Unii nu se liniștesc brusc, unii se liniștesc așa în timp, treptat. Nici nu dai seama că te liniștești, până te oprești de tot. Iisus nu vrea asta. Iisus vrea să ai o credință care te propulsează încet, dar sigur, un pas, încă un pas, încă un pas pe care tu îl faci în credință alături de Dumnezeu. Și poate astăzi ești în mijlocul problemelor. Poate astăzi când te uiți în viața ta vezi dificultăți. Poate astăzi, nu știu, nu ai bani pentru cheltuielile tale. Poate astăzi ai aflat de anumite probleme de sănătate. Poate astăzi ai o nevoie specială. E timpul să-ți îndrepți ochii și urechile asupra lui Iisus. Asupra locului unde ai găsit credința încă de la început. Și ascultă-mă, atunci când te încrezi în El și spui viața ta în El, El este lângă tine. El este întotdeauna credincios. Fiecare mic pas pe care îl faci tu înseamnă credință. Și m-am gândit, Dumnezeu poate să vină să ne ceară să facem pași din ăștia mici în fiecare zi. Poate îți va cere, exact cum am zis mai devreme, iartă pe acea persoană. Poate îți va cere să vii din nou înainte lui Dumnezeu și să ceri iertare și să renunți la viața aia de păcat în care ai trăit. Așa, păcatul mic care vine din nou și din nou și din nou. Și să-ți aducă aminte versetul ăla care spune că cel drept cade de 7 ori și se ridică iarăși. Din nou și din nou am căzut, dar vin înainte lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu îți va spune, hei, fii gata să te mai lași odată bajocorit înaintea colegilor, dar să spui vestea bună a Evangheliei. Să fii acela care nu se rușinează cu Dumnezeul lui. Poate Dumnezeu îți va spune să faci acel mic pas în credință, care spune,
auzi, așteaptă persoana potrivită cu care să te căsătorești. Așteaptă să vină timpul potrivit pentru tine. Nu lua oricine și pe orice. Nu, rămâi mai bine un timp singur. Caută-mă pe mine, pentru că am ceva pregătit pentru tine. Dacă vrei să mergi pe apă, trebuie în primul rând să te dai jos din barcă. Trebuie să te dai jos din acel loc de siguranță. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu este de partea ta, dar El uneori te cheamă să pășești pe valuri. Fă primul pas. Fă acel pas în credință. Mulți ne blocăm și zicem, da, dacă nu voi putea să termin cursa asta, dacă nu voi putea să trec linia de finish, ascultă-mă, nu-i sigură linia aia de sfârșit cum va arăta, dar linia de pornire e toată aici înaintea ta și tu ai decizia asupra ei când pornești în cursa asta. Tu ești cel care ești gata să pornești, tu iei decizia asta. Așa că în seara asta te provoc la asta. Iisus este aproape, Iisus este aici, aproape, pentru că Iisus nu a fost departe. Înțelegeți? Când Petru a strigat, Iisus era acolo, a întins mâna și l-a prins. Nu era hăt, nu știu unde era Iisus, dar hai la mine, Petru. Nu, era undeva aproape. Iisus e aproape de tine, exact cum a fost în cazul lui Petru. E acolo lângă tine. Și El nu vine lângă tine să râdă de tine, să te critique, e gata să te ridice, să-ți dea un nou început în seara asta. Așa că puneți credința în El. Poate te uiți la viața ta și zici, aș vrea să pot să cred asta. Aș vrea să pot să fac, aș vrea să pot să strig către Dumnezeu și să știu că El îmi răspunde. Dar parcă de multe ori strig, vorbesc cu El și El nu e acolo. Nu e acolo. Da, cazul lui Petru era aproape că l-a prins de mână, dar pentru mine nu e aproape. În seara asta vreau să înțelegi lucrul ăsta. Dacă în seara asta nu îl simți pe Dumnezeu aproape de tine, vreau să știi că El în același loc unde L-ai lăsat ultima dată. El încă e acolo, la cârma vieții tale. Încă e acolo la volan. Încă te așteaptă să vii acasă. Ai credință. Ai credință să vii aproape de El. Ai credință să înțelegi că tot ce ai nevoie în viața asta este El. Este mai mult din El. Și nu o credință oarecare, ci o credință care rămâne.